Înregistrarea aceasta este despre coenzima Q10. Coenzima Q10 este foarte scumpă și oamenii o folosesc pe post de antioxidant pentru că micșorează colesterolul și se adaugă și prin diferite creme cu efect de întinerire. Ideea este că coenzima aceasta Q10, care o găsim în suplimente, este sintetică și fiind sintetică necesită prelucrare majoră din partea ficatului și din cauza aceasta după vârsta de 25 de ani nu se mai asimilează, deci o luați degeaba. În schimb, există o variantă prin care corpul poate să facă el singur cu enzima Q10, pe care o poate și să o folosească. Pentru asta ai nevoie doar de clorofilă și de soare. Și ce trebuie să faci? Dimineața, când te scoli, te speli pe dinți, să fii curat, îți pui o cană cu apă și îți iei niște clorofilă. Uite, așa arată. Clorofilă. Într-o sticlă scrie clorofilă. Și îți pui în cană cam o linguriță de clorofilă. Este verde, se găsește în plante. Și tot ce faci este să bei apa cu clorofilă. Bineînțeles, tu bei toată cana. Și pe urmă, mergi cu butica la soare și stai 5 minute. Te expui la soare. Este de ajuns 5 minute. Ideea este că s-a observat că în diferite organisme, când animalele respective consumau multă clorofilă și erau expuse la soare, corpul lor crea coenzima Q10. Deci asta este tot ce ai nevoie. Să consumi clorofilă, cea mai simplă variantă ar fi să îți cumperi lichidă, clorofilă, să o pui în apă, o bei dimineața, important este să nu fi mâncat nimic înainte, deci să o iei pe stomacul gol și pe urmă să te expui 5 minute la soare. Eu recomand burtica pentru că clorofila ajunge în burtică și burtica, adică exact acolo unde este clorofila, să fie pielea respectivă expusă la soare și clorofila prin pielea expusă la soare produce coenzima Q10. Asta e tot ce ai nevoie.